Bună ziua, colegi! Chiar dacă s-a încheiat sesiunea de primăvară-vară, noi avem o agendă plină, încărcată, avem mai multe hotărâri de guvern importante, dar și inițiative legislative pe care trebuie să le adoptăm în august și să le pregătim pentru următoarea sesiune parlamentară. Noi acum, accentul principal este pe rectificarea bugetului și asigurarea pregătirii pentru perioada de iarnă, perioada rece anului. Domnul Spânu a făcut prezentarea hotărârii de guvern pentru pregătirea pentru perioada rece anului. Eu vă rog, această hotărâre este într-un proces de consultare. Vă rog toate instituțiile, eu știu că instituțiile au contribuit, dar să asigurăm procesul de avizare în cel mai scurt timp și să ne pregătim toate instituțiile pentru această perioadă. Aș propune să trecem la ordine de zi. Avem câteva decizii importante, inclusiv pentru agenții economici. Avem programul de internaționalizare, un program consistent, foarte popular în rândul întreprinderilor mici și mijlocii. O să discutăm atunci când o să ajungem la acest punct. Dar începem cu subiectul referitor la cadre. Vă rog, domnul Udre. Stimată doamnă prim-ministră, stimați colegi, în temeiul articolului 26 din legea numărul 140 din 2018, pentru modificarea și completarea unor acte legislative, articolul 86 alineatul 1 litera U din Codul Muncii al Republicii Moldova și în conformitate cu prevederile privind organizarea și funcționarea Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală, se propune eliberarea doamnei Dina Gașco din funcția de director general adjunct Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală din data de 8 august 2022. Rog susținere. Mulțumesc. Întrebări? Dacă nu sunt, cine este pentru susținerea acestei hotărâri? Aprobat. În continuare, doamna Cantarăgeu. Sau cine este, domnul? Ziua, stimat doamn prim-ministru, stimați membri ai guvernului, doamna Cantarăgeu lipsește motivat, Pșinici Igor, secretar general, prezint proiectul. Deci se prezintă atenție dumneavoastră proiectul de hotărâre a guvernului privind aprobarea proiectului de lege privind la cerințele de bază în securitatea radiologică. În cadrul realizării funcțiilor de reglementare a activităților nucleare și radiologice a fost identificată lipsa unui act normativ care ar conține cerințe de bază de securitate pentru protecția vieții, sănătății, populației și mediului provenite de la expunerea la radiații ionizante, indiferent de natură și proveniență. Proiectul legii se atribuie la actele normative ce reglementează securitatea radiologică, care în esență este parte a securității statului și se referă la toți operatorii autorizați care utilizează în activitatea sa resurse de radiații ionizante, cât și asupra operatorilor ce nu desfășoară activități nucleare sau radiologice, dar care activează în condiții de acțiune a razelor ionizante de proveniență naturală. Astfel spus, documentul va reglementa și activități nenucleare sau radiologice, dar care produc expuneri la radiații ionizante a personalului și populației. Prevederile legii vor contribui la reducerea expunerilor profesionale, publicului, diminuarea riscului de contaminare radioactivă a mediului și pierderii controlului asupra surselor de radiații ionizante, cât și la sporirea transparenței în procesul decizional conex reglementării securității radiologice din domeniul dat. La elaborarea proiectului nu au fost depistate impacturi negative sensibile din punct de vedere economic, nu au fost identificate efecte economice nedorite din considerentele că prevederile acestui act normativ stabilesc cerințe și valori care necesită a fi utilizate sau implementate de operatori în scopul asigurării desfășurării siguranță activităților cu surse de radiații sau ca referință pentru autoritățile de reglementare în domeniul securității și igienii muncii. Implementarea în practică a prezentului proiect nu prevede afectarea cărora părți, deoarece nu prevede impunerea unor noi proceduri sau unor noi tipuri de autorizații sau acte permisive, iar realizarea cerințelor acestei reglementări nu va crea costuri suplimentare sensibile pentru agenții economice. Totodată, proiectul de lege se încadrează în procesul de realizare a angajamentelor asumate de Republica Moldova în temeiul acordurilor bilaterale cu Uniunea Europeană, a fost avizat cu toate instituții relevante, expertizat în modul stabilit de legislație. În acest context, rugăm susținerea proiectului. Mulțumesc mult! Este un proiect care
este elaborat de mai mult timp și a fost inclus și în planul de acțiune a guvernului încă de la începutul mandatului. Este ajustarea la acquis comunitar. Cine este pentru susținerea acestei hotărâri? Aprobat. În continuare, domnul Spână, vă rog. Stimată doamnă prim-ministră, stimați membri ai guvernului, prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea hotărârii Guvernului numărul 204 din 2020 cu privire la aprobarea regulamentului de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviația civilă. Prezentul proiect de hotărâre a fost elaborat în scopul transpunerii în legislația națională a modificărilor efectuate la Regulamentul Uniunii Europene numărul 1178 din 2011 al Comisiei din 3 noiembrie 2011 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviația civilă. Aprobarea și implementarea proiectului va asigura concordanța cadrului normativ național cu prevederile cadrului normativ european aferent domeniul certificării personalului navigant și va spori proporționalitatea și transparența sistemului de reglementare în cazul aviației generale, a normelor aplicabile piloților de aeronave ușoare, piloților particulari, piloților de planoare și piloților de baloane. Proiectul reglementează normele referitoare la calificările asociate certificatelor de pilot, privilegiile și responsabilitățile titularilor de certificate, condițiile de conversie și recunoaștere a certificatelor, precum și certificarea persoanelor care sunt responsabile de asigurarea pregătirii de zbor. Certificatele medicale pentru piloți, cu toate condițiile necesare, certificatele examinatorilor aeromedicali și toate cerințele privind certificarea echipamentelor și a sistemului de administrație. Totodată, prin proiect se reglementează cerințele referitoare la certificatele de instructor sau examinator, condițiile indispensabile, evaluarea competenților, valabilitatea, privilegiile și condițiile, conținutul cursurilor de pregătire, revalidarea și reînnoirea acestora. Odată cu punerea în aplicare a normelor aferente organizațiilor de pregătire declarate, s-a evidențiat necesitatea de a clarifica normele aplicabile în vederea asigurării supravegherii reglementare eficace a organizațiilor respective. Astfel, prin cerințele stabilite, se va asigura că pregătirea în cadrul unei organizații de pregătire declarate să fie permisă doar dacă organizația vizată este situată pe teritoriul pentru care statele sunt responsabile în temeiul Convenției de la Chicago. Prevederile proiectului sunt aliniate la competențele efectiv necesare pentru a lucra în siguranță, eficace și eficient într-un mediu de transport aerian comercial. Proiectul a fost supus procedurilor de avizare la toate instituțiile interesate, fiind luate în considerație obiecțiile și propunerile. În temeiul celor expuse, rog susținerea proiectului. Un alt proiect care transpune legislația Uniunii Europene în legislația națională. Întrebări? Dacă nu sunt, cine este pentru susținerea acestei hotărâri? Aprobat. În continuare, doamna Ajder, vă rog. Stimată doamnă prim-ministră, stimați colegi, se prezintă atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unui bun imobil. Prezentul proiect are drept scop gestionarea eficientă a patrimoniului statului. Propunem transmiterea cu titlu gratuit din gestiunea Ministerului Muncii și Protecției Sociale în administrarea Agenției Proprietății Publice, clădirea amplasată pe strada Vasile Alexandrii, numărul 80, din municipiul Chișinău. În temeiul hotărârii Guvernului numărul 402 din 2015, cu privire la transmiterea unui imobil, clădirea menționată a fost transmisă cu titlu gratuit din gestiunea Direcției Generale pentru Administrarea Clădirilor Guvernului Republicii Moldova în gestiunea Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, cu scopul amplasării Centrului de Asistență pentru Copii Victime și Martori a Infracțiunilor. Întrucât clădirea necesită renovare, în această perioadă Ministerul a asigurat întreținerea acesteia, însă nu a fost posibilă utilizarea clădirii conform destinației. Acest bun imobil figurează și în Registrul Monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, în calitate de monument de arhitectură de categorie locală. Potrivit legii numărul 121 din 2007, privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, bunurile din patrimoniul cultural înscrise în Registrul Monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat fac parte din domeniul public și nu sunt pasibile de privatizare. În acest sens, propunem și modificarea listei bunurilor proprietate de stat supuse privatizării,
prin excluderea acestui imobil de la poziția numărul 43 cu indicele 16 din anexa numărul 2 la hotărârea Guvernului numărul 945 din 2007. În acest context solicit susținerea proiectului. Mulțumesc. Întrebări? Dacă nu sunt, cine este pentru susținerea acestui proiect? Aprobat. În continuare, domnul Dodon. Stimată doamnă prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, se prezintă atenția dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea conceptului sistemului informațional integrat asigurare obligatorie de asistență medicală. Acest proiect a fost elaborat în temeia articolelor 16 și 22 din Legea privind la informatizare și la resursele informaționale de stat și are drept scop modernizarea sistemelor informaționale gestionate și utilizate de către CNAM prin implementarea unei soluții integrate. Sistemul informațional integrat asigurare obligatorie de asistență medicală va acoperi procesele și datele cu care se operează în cadrul Companiei Naționale de Asigurare Medicină. Prin crearea acestui sistem vor fi atinse următoarele obiective. 1. Asigurarea transparenței privind controlul și gestionarea fondurilor bănești din asigurare obligatorie de asistență medicală. 2. Evidența persoanelor asigurate și a persoanelor neasigurate. 3. Evidența persoanelor înregistrate la medicul de familie. 4. Evidența primilor de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate. 5. Evidența prestatorilor de servicii medicale și farmaceutici contractate de CNAM. 6. Evidența și raportarea rețetelor pentru medicamente și dispozitive medicale compensate. 7. Evidența și raportarea volumilor de asistență medicală prestate de către prestatorii de servicii medicale. Prin implementarea sistemului informațional integrat, fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală vor fi gestionate mai eficient și mai transparent. Acest lucru va duce indirect și la sporirea calității serviciilor medicale acordate. Ținând condițiile expuse, solicit respectuos susținerea proiectului. Vă mulțumesc. Întrebări? Dacă nu sunt, cine este pentru susținerea acestei hotărâri? Aprobat. Vă mulțumesc, domnul Dodon. În continuare, domnul Topală. Stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii de guvern cu privire la aprobarea programului pentru susținerea populației de etnie romă din Republica Moldova pentru anii 2022-2025. Îmbunătățirea situației sociale și economice și creșterea calității vieții tuturor cetățenilor Republicii Moldova constituie principala preocupare a Guvernului Republicii Moldova. De asemenea, promovarea unei identități civice inclusive și a unei societăți tolerante, a politicilor în domeniul drepturilor omului, a respectării diversității multietnice trebuie să ne unească pe toți, indiferent de etnie, în casa comună Republica Moldova. În acest context, Ministerul Educației și Cercetării a elaborat programul pentru susținerea populației de etnie romă din Republica Moldova pentru anii 2022-2025. Obiectivul general al programului este îmbunătățirea situației și creșterea calității vieții, precum și asigurarea participării la viața socială și politica populației de etnie romă din Republica Moldova. Documentul prevede un set de măsuri pentru facilitarea angajării în câmpul muncii, inclusiv în serviciu public, precum și inițierea unor programe de formare profesională și dezvoltare a spiritului antreprenorial al populației de etnie romă. De asemenea, programul facilitează și asigură accesul la educație, sănătate și alte servicii publice, fără discriminare, pe criterii de echitate socială, dar și măsuri de stimulare a participării active a romilor la viața publică și socială a țării. Urmează să fie de asemenea fortificat și statutul mediatorului comunitar pentru ca acesta să-și poată exercita mai bine funcția de informare, coordonare, comunicare, încurajare, ghidare și de sprijinire a populației de etnie romă. Costul estimativ a programului este de circa 14 milioane de lei, dintre care peste 13 milioane sunt asigurate din bugetul de stat, iar circa 750 de mii de lei vor fi acoperite de parteneri de dezvoltare și organizații internaționale. În acest context, rog susținerea proiectului. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Întrebări, colegi? Înțeleg că a fost un larg proces de consultare, este un program așteptat, discutat, care are și acoperire financiară. Cine este pentru susținerea acestui proiect? Aprobat. Vă mulțumesc. În continuare, doamna Nimerin. Stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi, propun atenției dumneavoastră proiectul hotărârii de guvern pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării acordului de grant dintre Guvernul Republicii Moldova și Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională privind implementarea programului de consolidare a sistemului medical.
Acordul de grant vine într-o implementare a acordului încheiat prin schimb de note dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei privind implementarea programului de consolidare a sistemului medical, ce prevede acordarea unui suport financiar sub formă de grant în valoare de 1 miliard de ieni japonezi, echivalentul a peste 7 milioane de euro, ce urmează a fi utilizat pentru acoperirea necesităților urgente ale sistemului de sănătate, prin achiziția de dispozitive medicale în beneficiu a 5 instituții medico-sanitare publice din Republica Moldova: Institutul de Medicină Urgentă, Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga, Institutul Mamei și Copilului, Institutul Oncologic, Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime, care acordă asistență medicală unui număr mare de persoane, inclusiv refugiaților din Ucraina. Propunerea de acord a fost precedată de evaluare a necesităților efectuată în cadrul instituțiilor beneficiare de către o echipă de experți din Japonia, în acest sens fiind stabilită o listă de dispozitive medicale prioritare, precum aparate de radiologie, ecografie, aparate de dializă, de anestezie, ventilatoare, mese de operație și altele, care ulterior a fost agreată de către Ministerul Sănătății. Totodată, în vederea facilitării implementării proiectului pe parcursul lunii iunie-iulie, un expert în dispozitive medicale din Japonia s-a aflat în misiune în Republica Moldova pentru a elabora de comun acord cu instituțiile specificațiile tehnice a tuturor dispozitivelor medicale care se planifică a fi achiziționate. La implementarea tratatului internațional în cauză urmează a fi aplicate facilități fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică și investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte. De asemenea, acordul dat se va reflecta în bugetul de stat ca fiind finanțat din surse externe conform prevederilor cadrului normativ. Reieșind din cele menționate, rog susținerea proiectului. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Nimerenco. Și când vom putea vedea beneficiile acestui program? Deci, el este în derulare pentru 2 ani. Uh-huh. Deci, cele mai complicate proceduri de achiziție, fiindcă sunt diferite caietele de sarcini, specificările, vor urma peste un an, altele vor fi procurate mai înainte, unele echipamente necesită careva reparații pentru a fi instalate, deci bunchere când este vorba de aparate de radiologie, deci anumite condiții, dar el este în derulare pentru 2 ani, astfel vom putea să beneficiem foarte curând de rezultatele acestui proiect. Deci sunt foarte multe echipamente care într-adevăr vor îmbunătăți asistența, calitatea asistenței medicale acordate pacienților. Și mai avem și multe alte proiecte pe care le comunicăm pentru fortificarea și, în special, modernizarea instituțiilor de asistență medicală primară, spitalele, inclusiv raionale, republicane, pentru ca pacienții să aibă acces nelimitat la investigații, la tratamente, și aceasta este foarte importantă, deoarece sistemul medical preluat este unul extraordinar de slab din punct de vedere a echipamentelor medicale. Da, într-adevăr. Doamna Nimerenco, noi am discutat cu dumneavoastră cât de important este să reducem rândurile de așteptare pentru anumite investigații, în special în ceea ce ține oncologia, exact. Și au fost deja oferite echipamente care au redus timpul de așteptare de la aproximativ 45 de zile la 7 zile. Însă ieri am fost la Criuleni și în satul Jevreni cineva din sală mi-a spus că a fost la medic și așteaptă să treacă tomografie abia peste 3 luni. Am luat evident detaliile acestei persoane pentru că se pare că este un caz individual, dar vă rog să ne spuneți ce întreprindem noi pentru ca să reducem acest timp de așteptare și unde se pot adresa oamenii dacă cred că nu li se respectă drepturile? Pentru început, noi suntem în procurare de mai multe echipamente din cadrul mai multor proiecte investiționale pe care le avem finanțate din diferite surse externe. Procedura de achiziție este una așa cum este, ea are anumite perioade care derulează pentru, eu știu, uneori pentru procurarea unor tomografii computerizate, aceasta poate să ajungă și la un an până avem computerul deja instalat. Totodată lucrăm în comun cu Compania Națională de Asigurări, acolo unde nu avem încă instalate sau sunt în proces de procurare aceste echipamente, să contractăm instituțiile existente în țară, astfel ca oamenii să nu aștepte până vom
instala aceste echipamente noi și să nu avem aceste rânduri de așteptare, deoarece în special atunci când vorbim de patologie oncologică, deci ea nu așteaptă și progresează. Astfel am avut un contract semnat de către Compania Națională de Asigurări Medicină cu diferite instituții medicale care dețin diferite echipamente de înaltă performanță în sumă de 4,80 milioane de lei, care a oferit acces la 2000 de investigații performante, care includ în sine diferite tipuri de tomografie computerizată și de asemenea examene prin rezonanța magnetică. Aceste îndreptări pentru ca noi să simplificăm procedura. Pacientul nu mai trebuie să circule de la policlinica sau institutul oncologic la medicul de familie, înapoi, în raion. Deci sunt eliberate aceste trimiteri, în special pentru pacienții primari, de către medici din policlinica oncologică. Totodată noi avem telefoane de încredere verzi la Ministerul Sănătății, la Compania Națională de Asigurări, persoanele care totuși întâlnesc bariere, deoarece sistemul este unul foarte greoi, comunicarea, deși o realizăm până ajunge la ultimul medic undeva într-un sat îndepărtat din țară, deci mai frânează. Astfel îi rugăm pe toți cetățenii atunci când se întâlnesc cu diferite bariere, nu doar acesta, acces la medicamente compensate, lipsesc medicamentele în farmacii, deoarece iarăși acum am anunțat un program foarte larg de acces a pacienților cu diabet zahărat la medicamente, să se adreseze Companiei Naționale de Asigurări și Ministerului Sănătății. Noi avem permanent linie telefonică care lucrează și preluăm toate aceste anunțuri. Vă mulțumesc! Într-adevăr, îndemn toată lumea să vină prompt cu informații despre asemenea cazuri. În principiu sunt organizate mecanismele pentru ca să nu fie un timp de așteptare atât de lung. Noi evident vom vedea referitor la cazul pe care l-am identificat împreună, dar oamenii trebuie să știe că ar trebui să aibă acces la tomografie sau computerizată sau la alte metode de diagnosticare, în special în privința bolilor oncologice, mai repede decât era înainte. Vă mulțumesc! Vă rog să susținem această hotărâre de guvern care va aduce echipamente în spitalele noastre. Vă mulțumesc. În continuare, doamna Misail Nikitin, vă rog. Stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi, prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri imobile și schimbarea categoriei de destinație a unui teren. În gestiunea Inspectoratului General al Poliției de Frontieră se află două bunuri imobile care au fost distribuite în calitate de locuințe de serviciu angajaților serviciului de graniceri reorganizat în Poliția de Frontieră pe parcursul perioadei de activitate a acestora. Ulterior, după încetarea raporturilor de muncă, au rămas în folosința locatarilor. Deoarece erau în stare deplorabilă și nu dispuneau de condiții minime de trai, totodată în bugetul instituției nu au fost planificate careva resurse financiare pentru mentenanța acestor clădiri, toate investițiile pentru a crea un minim confort de trai au fost făcute de acești locatari, la moment pensionari ai Poliției de Frontieră. Este de menționat că eventuala inițiere a unor procese de evacuare a acestor angajați din imobile este improprie, dat fiind faptul că ar genera litigii cu finalitate în defavoarea interesului statului, dar și a interesului drepturilor acestor persoane. Astfel, ca soluție optimă a fost identificată transmiterea acestor bunuri imobile din proprietatea statului în proprietatea municipiului Ungheni și orașului Iova pentru a fi privatizate de către locatari în conformitate cu legea numărul 75 din 2015 cu privire la locuințe și legea privatizării fondului de locuințe numărul 1324 din 1993. Propunem această soluție urmare a prevederilor legilor sus menționate, deoarece organele abilitate cu dreptul de a efectua privatizarea fondului locativ sunt consiliile raionale, care de comun acord cu autoritățile administrației publice locale desemnează comisiile pentru privatizarea fondului de locuințe.
Totodată, persoanele care locuiesc în locuințele propuse a fi transmise dispun de dreptul prioritar de a le privatiza până la 31 mai 2024. În urma celor expuse, rog susținerea proiectului. Mulțumesc, colegi, întrebări. Dacă nu sunt, cine este pentru susținerea acestui proiect? Aprobat. În continuare, domnul Gaibu, vă rog. Stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi, prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea hotărârii Guvernului numărul 439 din 2020 cu privire la aprobarea programului de susținere a afacerilor cu potențial înalt de creștere și internaționalizare a acestora. Programul oferă o abordare integrată de susținerea întreprinderilor mici și mijlocii cu introducerea practicilor internaționale în vederea dezvoltării productivității și competitivității afacerilor autohtone. Prin intermediul programului, întreprinderile mici și mijlocii pot obține suport în cadrul a doi piloni. Pilonul 1 cu formarea competențelor antreprenoriale prin schema de business voucher pentru achiziționarea serviciilor de dezvoltare a afacerii cu o valoare de până la 100.000 de lei. Aici trebuie să menționăm că avem și o modificare care va duce la posibilitatea de achitare și a serviciilor de standardizare sau certificare. La pilonul 2 este un suport financiar sub formă de grant pentru achiziționarea imobilizărilor corporale și necorporale pentru sporirea competitivității, productivității și internaționalizarea afacerilor sau ceea ce ține de suport pentru export, cu o valoare maximă de 2 milioane de lei. Prin modificările operate, programul este extins și optimizat procesul de implementare. Astfel au fost operate următoarele modificări cheie. Este optimizat mecanismul de acordare a suportului prin business voucher. Astfel, antreprenorii vor putea opta pentru două opțiuni de accesare a serviciilor, fie să selecteze de sine stătător compania prestatoare dintr-o listă predefinită de organizația pentru dezvoltarea antreprenoriatului sau să selecteze pachete de asistență pregătite în prealabil de organizația de dezvoltare a antreprenoriatului pe domeniile specifice. De asemenea, au fost precizate și dezvoltate criterii de eligibilitate pentru participarea IMM-urilor la program care se focusează mai bine pe potențialul de creștere și internaționalizare a afacerii. Inclusiv au fost precizate cerințele față de grupurile concentrate. Se propune, de asemenea, introducerea unui mecanism nou ce oferă IMM-urilor posibilitatea de a depune mai multe solicitări până la atingerea plafonului maxim a grantului acordat prin program. Astfel, agentul economic va putea să beneficieze suplimentar de resursele programului până la limita plafonului dacă identifică necesități suplimentare pentru asigurarea procesului de internaționalizare și export a bunurilor. Și, de asemenea, simplifică procesul, fiindcă agentul economic nu se străduie să concentreze toate acele investiții într-o singură solicitare, dar se focusează exclusiv pe ceea de ce are nevoie. În contextul uniformizării proceselor de evaluare, aprobarea dosarului, precum și coordonarea implementării pentru toate programele gestionate de ODA, se propune de asemenea modificarea prevederilor prin care se pune în sarcina Consiliului de Coordonare al ODA funcția de supraveghere, de evaluare a activităților și modul de implementare a programului în cauză conform noii structuri. În cadrul acestui program, anul acesta au fost deja aprobate 25 de business vouchere în valoare de 1,8 milioane de lei și 30 de granturi în valoare de 42,3 milioane de lei. Valoarea totală a proiectelor investiționale cu concursul capitalului privat sunt de 92,7 milioane de lei. De asemenea, este de menționat că programul dat a fost finanțat din bugetul de stat inițial cu 20 de milioane, după care a fost suplimentat cu încă 50 de milioane și în total formează 70 de milioane. În contextul celor expuse, rog aprobarea proiectului de hotărâre. Vă mulțumesc. Este un program important care ajută întreprinderilor noastre să acceseze piețe noi de desfacere. Noi am văzut astăzi circulă o fotografie pe rețelele de socializare cu prunele moldovenești în rețele de comercializare în Franța. Noi am văzut că au fost scoase limitele la cotele de export pentru produsele noastre, s-au dublate, da, cotele. Și în felul ăsta mai mulți antreprenori au posibilitatea să acceseze piețe internaționale și iată că aici avem un program unde ei pot beneficia de consultanță, de ajutor pentru a-și pregăti produsele pentru export. Și este important ca noi să comunicăm într-un mod care să-l înțeleagă întreprinderile mici și să știe ce
pot face pentru ca să beneficieze de aceste cote crescute pe care vom continua să le negociem ca să fie tot mai mari, să fie permanente și încurajez încă o dată Organizația de Dezvoltare a Antreprenoriatului să meargă în teritoriu, să ajungă la cei mai mici antreprenori, pentru că deseori ei nu au informație sau acces la consultanță în scrierea acestor proiecte. De aceea, important este să fie și aceste activități în teritoriu. Da, domnule. Dacă îmi permiteți, ODA a făcut o serie de vizite în teritoriu, inclusiv la incubatoare, pentru a prezenta programele noi, inclusiv acest program de internaționalizare, care este într-adevăr foarte important pentru agenții economici. De asemenea, au colaborat și cu reprezentanții secțiilor economice de la Consiliile Raionale, de asemenea, pentru a face întâlniri cu mediul de afaceri. Și la fel a făcut un roadshow împreună cu AIPA pentru a prezenta în comun acele facilități și finanțări care sunt pe domeniul agricol și vom continua mai departe informarea respectivă și fortificarea capacităților incubatoarelor ca să poată și ei presta astfel de servicii de susținere și de pregătire acestor dosare și acestor proiecte ca să fie finanțate de către ODA. Bugetul pentru Organizația de Dezvoltare a Antreprenoriatului a sporit semnificativ de la 140 de milioane la 340 de milioane. Eu sper să fie executată întreaga sumă, pentru că este un ajutor real pentru antreprenorii noștri. Așa că, domnule ministru, eu vă rog să luați sub control personal absorpția acestor resurse, astfel ca să putem ajuta, în special în această perioadă complicată, ajuta antreprenori. Pe acest program deja avem valorificate mai mult de jumătate din resursele alocate, dar noi de asemenea evaluăm cererea pe celelalte programe și acolo unde este cazul vom face o realocare a resurselor către programele care se bucură de o cerere sporită din partea agenților economici. Vă mulțumesc. Colegi, cine este pe acestei hotărâri de guvern? Aprobat. Vă mulțumesc. În continuare, domnul Topal. Stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii de guvern cu privire la aprobarea planului de admitere la programele de postdoctorat cu finanțare bugetară pentru anul 2023. Proiectul prevede aprobarea planului de admitere la programele de postdoctorat cu finanțare bugetară pentru anul 2023. Programele de postdoctorat au ca obiectiv principal oferirea de oportunități suplimentare în evoluția profesională pentru o carieră în cercetare și au ca scop realizarea de cercetări științifice fundamentale și aplicative avansate. Programele de postdoctorat corespund priorităților strategice stabilite în Programul Național în domeniul cercetării și inovării pentru anii 2020-2023. În total, în planul de admitere se propun 23 de locuri, iar pe prioritățile strategice, acestea sunt repartizate în felul următor. Sănătate, 6 locuri, agricultură durabilă, securitate alimentară și asigurarea alimentelor, 5 locuri, mediu și schimbări climatice, 3 locuri, provocări societale, 7 locuri, competitivitate economică și tehnologie avansate, 2 locuri. Aprobarea acestui plan de admitere la programele de studii postdoctorale va contribui la formarea cadrelor științifice de calificare superioară în vederea asigurării necesităților pieței muncii și a mediului academic și de cercetare. În contextul celor expuse, rog susținerea proiectului. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule ministru, în contextul fortificării capacităților universităților și a instituțiilor de cercetare. Mi-ar place foarte mult anul viitor să vedem cu toții și locuri pentru științe, pentru cercetări fundamentale, unde tot ar fi bine să avem locuri la postdoctorat. Înțeleg că provocările societale sunt importante, nu știu care sunt anume temele, dar aș vrea să văd și mai multă cercetare fundamentală. Urmează să fie desfășurat concurs pe locurile anunțate, dar ne vom gândi la mai multe programe care să încurajăm și tinerii care vin în universitate să aplice la
domeniile exacte, fiindcă, într-adevăr, avem nevoie de ingineri, avem nevoie de profesori de matematică, de biologie, chimie, fizică și pentru doctorat ne vom gândi la programe de stimulare a tinerilor care să îmbrățișeze anume aceste domenii. Mulțumesc! Cine este pentru susținerea acestei hotărâri? Aprobat! În continuare, domnul Spân. Stimată doamnă prim-ministră, stimați membri ai Guvernului, prezint atenției dumneavoastră proiect hotărârii Guvernului pentru modificarea hotărârii Guvernului numărul 133 din 2019 cu privire la organizarea și funcționarea Autorității Aeronautice Civile. Proiectul presupune modificarea regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea autorității în vederea optimizării structurii organizaționale și eficientizării activității autorității pentru a spori realizarea misiunii, funcțiilor de bază și atribuțiilor principale de implementare a politicii în domeniul aviației civile. Proiectul de hotărâre a fost elaborat urmare aprobării regulamentului privind organizarea Sistemului Național de Căutare-Salvare în cazul producerii unui accident aeronautic, prin care au fost stabilite Autorității Aeronautice Civile competențe de elaborare și aprobare a actelor cu caracter tehnic necesare pentru reglementarea activității grupului mixt de coordonare a operațiunilor de căutare-salvare și competențe de supraveghere a conformării domeniului căutare-salvare. Totodată, prin prezentul proiect se aduce în concordanță cadrul normativ și instituțional cu standardele Organizației Aviației Civile Internaționale, care prevăd că fiecare stat membru asigură activitatea organului de conducere și de execuție a controlului în domeniul aviației civile prin centralizarea funcțiilor de reglementare, autorizare și supraveghere în cadrul unui organ împuternicit, în speță Autoritatea Aeronautică Civilă. Modificarea propusă va spori capacitățile instituționale a autorității, fiind eliminate atât deficiențele de management identificate, precum și asigurarea concordanței cadrului normativ cu standardele Organizației Aviației Civile Internaționale și recomandările auditului ICAO, efectuat în perioada ianuarie-februarie curentă. Proiectul a fost supus procedurii de avizare la toate instituțiile interesate, fiind luate în considerație obiecțiile și propunerile. În temeiul celor expuse, rog susținerea proiectului. Vă mulțumesc. Întrebări? Dacă nu sunt, cine este pentru susținerea acestei hotărâri? Aprobat. În continuare, domnul Litvinenko, vă rog. Da, mulțumesc, stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi, înainte de a mă expune la ordine de zi, de fapt sunt două subiecte, vreau să fac un anunț important. Astăzi, 3 august, anul curent, Tribunalul Arbitral al Camerei de Comerț din Stockholm, Suedia, a respins cererea Comax Avia, îndreptată împotriva Republicii Moldova. Totodată, Tribunalul i-a acordat Republicii Moldova suma de 216.000 euro drept compensare pentru cheltuielile suportate în legătură cu procedura arbitrală. Amintesc că prin cererea de instituire a procedurii arbitrare din 15 mai 2020, Comax Avia i-a solicitat în principal Tribunalului Arbitrar să oblige Republica Moldova continuarea executării contractului de concesiune a activelor aflate în gestiunea întreprinderii de stat Aeroportul Internațional Chișinău și a terenului aferent acestora. În mod alternativ, Comax Avia i-a solicitat Tribunalului ca Republica Moldova să-i plătească o despăgubire de 883 de milioane de euro pentru exproprierea pretinsiei investiții în legătură cu contractul de concesiune. Aceste cereri au fost respinse, Tribunalul statuând că Comax Avia n-a făcut nicio investiție în activele Aeroportului Internațional Chișinău. Dimpotrivă, precum s-a menționat, Comax Avia a fost obligată să plătească Republicii Moldova cheltuielile amintite, adică 216.000, salvând totodată țara noastră și de la plata taxelor arbitrare în sumă de peste 422.000 euro, care la fel au fost lăsați pe seama Comax Avia. Vreau pe această cale să mulțumesc foarte mult domnului avocat Mihai Buriană, care ne-a reprezentat în acest dosar pentru munca depusă și pentru rezultatul dorit. Vă mulțumesc pentru această știre bună. Înțeleg că mai urmează câteva cauze și în instanțele naționale, dar este o decizie foarte importantă și aceasta arată cât de puternic este cazul Guvernului Republicii Moldova. Da. Vă mulțumesc, domnule Litvinenko. Sunt sigură că o să fie întrebări din partea mass media.
Da, noi urmează să analizăm, pentru că decizia ne-a venit cu puțin timp înainte de a veni la această ședință. Are peste 80 de pagini. Noi vom studia azi, mâine și vom veni cu detalii suplimentare, dacă cineva este la ușă să mă întrebe. Detalii suplimentare, mai mult decât am făcut această comunicare generală, vor fi oferite mâine, poi mâine, zilele următoare. Acum trec la De asemenea, agenda. Eu în acest context vreau să rog toată lumea să lăsăm comunicarea pe seama domnului ministru, pentru că avem mai multe cauze în instanțele de judecată și trebuie să comunicăm într-un fel care nu prejudicează mersul lui acestor cauze. De aceea să lăsăm comunicarea pe seama domnului ministru. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu, stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi, eu mă voi expune cu privire la punctele 12 și 13 din agenda, pentru că sunt legate. Voi avea o singură expunere și ulterior voi ruga să votăm de două ori, pentru că sunt formal două decizii diferite. Având în vedere că după aprobarea în ședința Guvernului din 1 iunie 2022 a proiectului hotărârii Guvernului pentru aprobarea regulamentului cu privire la modul de demolare a construcțiilor neautorizate și de defrișare a arborilor și arbuștilor, Ministerul Justiției, în calitate de autor și autoritate care a promovat proiectul dat, a fost sesizat cu privire la existența anumitor prevederi particulare în cuprinsul acestuia, ce au fost incluse în procesul de consultare și avizare și care sunt apte să afecteze aplicabilitatea generală a normelor din proiect. Prin urmare, vă aducem la cunoștință că a intervenit necesitatea operării unor modificări de rigoare în versiunea aprobată în ședința Guvernului a textului proiectului respectiv. Astfel, se propune renunțarea la soluția anterioară existentă în proiectul aprobat, prin care se stabilea că prevederile regulamentului nu se vor aplica pentru intervențiile neautorizate la monumentele istorice și în zonele de protecție ale acestora, care sunt înscrise în Registrul Monumentelor Republicii Moldova, ocrotite de stat și în Registrele Monumentelor de Importanță Locală, precum și pentru intervențiile la monumentele care fac parte din patrimoniul cultural, conform legii 1530/1993 privind ocrotirea monumentelor. În versiunea revizuită a proiectului, prevederile acestuia se vor răsfrânge și cu referire la cazurile date, consacrându-se suplimentar unele cerințe de procedură necesare de respectat. Astfel, în cazul dispunerii de către instanța de judecat a măsurii demolării construcțiilor neautorizate pe terenul monumentelor istorice, al monumentelor de for public sau pe teren cu patrimoniu arheologic, precum și în zonele lor de protecție, autoritatea publică responsabilă va emite autorizația de demolare a construcțiilor neautorizate sau construite cu încălcarea autorizației de construire, cu respectarea avizului pozitiv al autorității competente în domeniul protejării monumentelor istorice, de for public, patrimoniu arheologic. Suplimentar, se va prevedea că, în asemenea cazuri, executarea lucrărilor de demolare, defrișare, se va verifica inclusiv și de reprezentanții Agenției de Inspectare a Monumentelor și Agenției Naționale Arheologice. Ținând cont de faptul că acel proiect aprobat la data din 1 iunie 2022 nu a fost încă publicat și deci nu a intrat în vigoare, Ministerul Justiției, în calitate de autor acestui proiect, solicită anularea înscrierii protocolare numărul 15 din procesul verbal numărul 21 al ședinței Guvernului din 1 iunie 2022 și aprobarea repetată a proiectului în forma ajustată și expusă la ședința Guvernului de astăzi. Vă mulțumesc și rog să susțineți pe de o parte anularea înscrierii protocolare și pe de altă parte aprobarea repetată a proiectului cu aceste ajustări despre care am vorbit. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Litvinenko. O să supun votului pe rând aceste două hotărâri. Întâi, cine este pentru anularea înscrierii protocolare? Rog să votăm. Aprobat. Și cine este pentru aprobarea hotărârii Guvernului privind aprobarea regulamentului? Aprobat. Vă mulțumesc. În continuare, domnul Gaibu. Stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi,
Prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea anexei la hotărârea Guvernului numărul 1278 din 2005 cu privire la instituirea Comisiei Centrale de Rechiziții. Proiectul hotărârii prevede actualizarea componenței Comisiei Centrale de Rechiziții ca urmare a procesului de restructurare a administrației publice centrale de specialitate realizat în conformitate cu prevederile hotărârii Guvernului numărul 117-2021. Desemnarea membrilor comisiei a fost efectuată în baza propunerilor prezentate de către ministerele reorganizate și nou create, care dețin competențele pe domeniul dat. Conform celor menționate, rog aprobarea proiectului. Mulțumesc! Întrebări? Dacă nu sunt, cine este pentru susținerea acestui proiect? Aprobat. Și ultimul proiect, domnul Bolea, vă rog. Pentru modificarea legii 119 din 2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar și fertilizanți, înaintat cu titlul de inițiativă legislativă de către un grup de deputați în Parlamentul Republicii Moldova. Scopul proiectului este de a susține producătorii agricoli care dețin plantații viticole și doresc să comercializeze pe piața locală strugurii pentru vin, prin a fi scutiți de obligativitatea deținerii certificatului din ofensivitate, reducerea presiunilor care va duce la reducerea presiunilor financiare și procedurale. Proiectul prevede aplicarea unor derogări de la articolul 23 alineatul 1 prim din legea cu privire la produsele de uz fitosanitar și fertilizanți prin completarea cu două alineate noi, astfel încât producătorii de struguri pentru vin, a căror plantații viticole sunt înregistrate în registrul vitivinicol, să li se acorde dreptul de a comercializa struguri destinați procesării industriale fără obligativitatea de a deține certificatul de inofensivitate. După caz, unitățile vinicole pot solicita certificatele de inofensivitate pentru struguri achiziționați. Amendamentul urmărește garantarea dreptului vinificatorului de a asigura calitatea produsului începând cu etapa inițială a procesului. În contextul celor expuse, rog susținerea proiectului dat. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Întrebări? Dacă nu sunt, cine este pentru susținerea acestui proiect? Aprobat! Vă mulțumesc! Aici încheiem ședința Guvernului.